era frustrată. Care ne-am spus la urmă. Eu vreau. Toată ființa mea, toată suflarea mea, chestia aia. Indiferent dacă chestia aia a fost să slăbim X kilograme, să ne schimbăm jobul sau orice alt lucru important din viața noastră. Îmi amintesc că acum câțiva ani m-am mutat dintr-o locuință în altă. Și mi-am luat eu cele 100 plus kilograme, le-am împachetat în cutii și le-am mutat în noua locuință. Am despachetat lucrurile absolut necesare și restul au rămas în mijlocul casei în cutii. Mi-am zis, o să le despachetez în zilele următoare. Doar că, în următoarele zile, au intervenit diverse chestii. Nu amintesc exact succesiunea lucrurilor care au intervenit, dar a fost ceva de genul, m-a sunat o prietenă și am ieșit la o cafea când ne-am mai văzut de mult. Tocmai în săptămâna aia eu vroiam să îmbunătățesc un lucru la job, chiar dacă nimeni mi l-a cerut. Într-o după masă am ajuns la un seminar de dezvoltare personală. Ideea este că au intervenit lucruri și sâmbătă dimineața eu eram tot cu cutiile în mijlocul casă. Și oare ce credeți voi că am făcut eu sâmbătă? Ai spus cutiile, am amânat. Ai spus nu astăzi, că e weekend. Am început să mă plâng. Ce grea e viața mea! Că n-am timp! Din faza asta am întâlnit-o și la oamenii din jurul meu. Cred că e o modă. Suntem ocupați. E tot bine să fim ocupați. Să ne simțim importanți atunci când suntem ocupați. Și dacă mai vedem pe unul din jurul nostru care vine și spune păi, Opti, vrei să ne vedem? Vrei să facem chestia aia? Ne uităm la el așa, ca la un alien și zicem eu sunt ocupat. Dar, de fapt, ideea este, nu este să fim ocupați, că și ea ne uită la televizor, e ocupație în final, ne ocupă timp. Ideea este, cu ce suntem ocupați? Suntem ocupați cu o chestie importantă pentru noi? Revenind la povestea mea, eu am fost ocupată și în weekendul ăla a intervenit limele, au intervenit alte chestii și luni dimineața cutiile mele erau tot în mijlocul casei. Și evident, scenariul s-a repetat și săptămâna următoare. Până sâmbătă, când am zis ok, bun, gata, gata cu ocupatul, mi-am găsit cu cutiile, mi-am pus în dulap. Și am înțeles că e vorba de prioritizare. Că toate restul chestiilor pe care le-am făcut în alea două săptămâni în care nu mi-am despachetat cutiile, au fost pentru mine mai importante. Le-am acordat o importanță mai mare. Și îmi place o chestie pe care, un citat pe care l-am întâlnit și care spune ceva de genul. Ce îți distrage atenția, îți distruge intenția. Pentru că, într-un final, în viață e vorba de prioritizare. Și că dacă spunem da unui lucru, în mod conștient sau inconștient, spunem nu altor lucruri. Și, de fapt, toate lucrurile astea la care spunem da, în locul lucrurilor ăluia important pentru noi, sunt niște scuze pe care noi le găsim. Și nu știu, probabil că vă amintiți și ați spus și voi când erați copii, când, hai, du-te la scuze și scoți temele, spuneam acum. Vrei să spăl vasele, vrei să duc gunoiul, vrei să duc după roșii. Adică, parcă toate chestiile erau, atunci le făceai dintr-o dată. Toate scuzele apăreau. Și e faza aia. Au intervenit lucruri. Viața s-a întâmplat. Lucrurile nu intervin. Viața nu se întâmplă. Adică nu suntem niște marionete trase de sfor, de niște oameni care fac lucruri și aleg pentru noi. Noi ne scriem propriul scenariu, suntem propriul regizor, director de imagine și toate X funcțiile necesare pentru ca un film să se întâmple. Și ne facem alegerile în fiecare zi, mici și mari, și aia e viața noastră. Și, de fapt, fiecare lucru pe care îl alegem este mai important decât toate lucrurile pe care alegem să nu le facem. Și mie personal îmi plac oamenii care spun ceva de genul am un job mediocru. Sunt într-o relație mediocră. Trăiesc o viață mediocră.
ok cu asta. Nu pot, nu vreau, nu știu, nu, n-am chef să mă strădui să fac mai mult. Poate că se poate, dar eu n-am chef să fac asta. Și de ce spun că prefer oamenii ăștia este, nu-i situația ideală, dar oamenii ăștia sunt sinceri cu ei și sunt autentici. Ăsta sunt eu și ăsta afirm că sunt eu. Comparativ cu oamenii ăia care zic, eu vreau. Pentru că, de fapt, toate faptele noastre oglindesc ceea ce ne dorim noi cu adevărat. Dacă noi spunem că vrem să slăbim X kilograme și atunci, și în schimb, mâncăm dulciuri și nu facem sport, înseamnă că este mai important pentru noi să mâncăm dulciuri și să nu facem sport. Și dacă spunem că vrem să ne schimbăm job-ul și nici măcar nu ne actualizăm CV-ul, înseamnă că este mai important pentru noi să rămânem în jocul actual. Și că probabil viața noastră ar fi mai armonioasă dacă ne-am luat timpul să ne întrebăm ce vrem de fapt. Și să avem curajul să ne răspundem la întrebarea asta. Și că dacă faptele noastre nu reflectă răspunsul la întrebarea asta, să încetăm să ne găsim scuze. Și să facem ceva astăzi pentru a ajunge acolo unde ne dorim. Și în povestea mea, iau mâine, tot timpul mâine din ăla foarte optimist, în zare, promițător, știi, ca studenții. De luni, din 15 sau de mâine, ne apucăm de învățat. Nu știu care e problema cu astăzi. Astăzi nu e ok, dar mâine se va întâmpla. Și de fapt, mâinele ăla, când va fi să sosească, va fi devenit un astăzi, că noi trăim un lung șir de astăzi. Și dacă înțelegem că dăm valoare lucrurilor pe care le facem în fiecare zi și nu lucrurilor pe care nu le facem, atunci poate că vom lua alte decizii. Așa că vă doresc să vă găsiți timp, să vă întrebați ce vă doriți cu adevărat, să aveți curajul, sincer cu voi înșivă, atunci când vă răspundeți la întrebarea asta și să faceți ceva mic, mare, astăzi, pentru că acest lucru să